Ne-am întors de acum. Una dintre victimele rachetei căzute în Polonia a fost înmormântată cu onoruri militare. Soldatul ucis a lucrat la adăpostul de refugiați ucraineni în primele zile ale războiului, inclusiv într-o clădire aflată la câțiva metri de locul unde a murit, au declarat localnici. Varșovia și NATO au declarat că explozia a fost probabil cauzată de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană lansată pentru a intercepta un baraj rusesc, dar că Moscova este în cele din urmă vinovată pentru declanșarea conflictului. Doi lucrători de la o instalație locală de uscare a cerealelor au fost uciși în urma exploziei, care a avut loc marți în Prjevodov, un sat situat la aproximativ 6 km de granița cu Ucraina. Boguslav Vos, în vârstă de 62 de ani, a fost înmormântat la cimitirul local, în cadrul unei ceremonii la care au participat rude și prieteni locuitori ai satului, alături de trupe și oficiali polonezi și ucraineni. Localnicii au declarat că victima a jucat un rol important atunci când satul de abia 440 de persoane s-a mobilizat în primele zile ale războiului pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, dintre care aproximativ 40 de mii au trecut prin districtul lor. Explozia rachetei în Polonia, țară membre NATO, a stărnit inițial temeri Privind o escaladare periculoasă a conflictului dintre Ucraina și Rusia, o anchetă privind explozia este în curs de desfășurare. În mormântarea celuilalt bărbat ucis, Bogdan Ciupec, în vârstă de 60 de ani, va avea loc în cursul zilei.